Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se întâlnește cu însuși președintele Biden. Domnul Biden știe? Da. Baoleu. Nu, poate nu l-a anunțat, poate s-a dus pe nepregătite la asta, mă referam. Să-i spune, ce mai e prin Budapesta? Hello, Budapest! În cel mai fericit caz. Da. Poate că o să vorbesc despre acest raport al Departamentului de Stat american. Departamentul de Stat e practic Ministerul de Externe al Statelor Unite. Așa. Raportul privind situația drepturilor omului în România anul trecut, care a spus că în țara noastră există, citez, o corupție guvernamentală gravă. Așa a spus? Da, pentru un stat partener, și mă refer la Statele Unite, da? Că noi suntem parteneri strategici pentru Statele Unite. Să mai spune cineva că nu reacționează președintele, uite, când o astfel de nedreptate e... Imediat s-a dus acolo. O țară membra a Uniunii Europene. Corupție guvernamentală gravă, spune Departamentul de Stat al Statelor Unite. Mi se pare îngrozitor. De unde știe departamentul? De unde știe americanii, da, asta. Corect. Păi să mai uite și ei, deschid... Adevărul că nu deschid televizorul, că televizorul, am văzut un raport acum, pe primele 3 luni ale anului, partidele au cheltuit 65 de milioane de lei pentru presă și publicitate, în sensul că au cumpărat articole plătite. Că... Da, numai pe TV, bănuiesc că... Da, și pe anumite site-uri. Online. Și da, pe anumite site-uri. Uh-huh. În fine. Mă întreb dacă domnul președinte s-a dus la Washington cu un avion mare de lux sau cu un avion mic de săraci. Că a zis că în Coreea de Sud s-a dus cu un avion mic privat, dar de săraci, că a zis că nu e de lux, că e mic. Dacă era mare, era de lux. Cred că și aici tot cu unul micuț s-a dus. Îl parchează lângă Air Force One. Adevărul că da, se face de râs. Ea se posăcește. Dacă îl parchează acolo. N-am avut noroc în viață. Uite ce avion mare de lux are președintele. Eu trebuie să vin cu ăsta, micu. Numai... De asta, micu, crezi că i-a scos niște banchete ca să încapă, că domnul președinte e destul de înalt. Sau stă ca Ryanair cu picioarele la gât. Banchete în sus. Da, sunt curios dacă roagă pe domnul Biden să nu-l mai susțină pe nesuferitul ăla de Mark Rutte pentru șefia NATO, că acum asta e miza președintelui Iohannis acum. Mai are câteva luni până se pensionează de tot și ce își găsește dânsul? Să-și găsească și dânsul. Cum? Știi că unii oameni când se pensionează, ca să nu se plictisească, caută și o funcție de administrator la bloc, se angajează paznici la bancă, așa și domnul Iohannis. Ce găsesc eu o funcție de-asta internațională să nu mă plictisesc? Să mai ceva șef. Da, să fie director. Ceva șef și să mai pot să am avion. Mic de nelux. Deci, domnul Biden, de ce vă deranjez, știi? Domnul Rutte ăsta, nici măcar Rutte, e premierul Olandei. A, e schengenistul. Da. Nu e schengenistul, că schengenistul? Olanda ne-a lăsat. Adică ne-a lăsat la un moment dat. A fost. Și da, a fost și ei răi. Îi zice, nici măcar nu știe să călătorească așa, ca ce merge la economic. Că acum 2 săptămâni, premierul olandez Mark Rutte s-a dus în Turcia. S-a întâlnit cu Recep Tayyip Erdogan, dictat ăsta, președintele Turciei. Da. Și ca să-i ceară sprijinul pentru candidatura lui la NATO. Că și domnul Rutte vrea să fie secretar general NATO și domnul Iohannis este contracandidat. Secretar general NATO? Da. Eu cred că dacă domnul Iohannis totuși câștigă funcția asta, la el o să scrie director. Nu poate să scrie secretar pe ușa. Băi, n-are cum. Problema e că... Deci se ducă Iohannis acolo să scrie secretar. Hai, mă plec aici. Pe Mark Rutte susțin practic toți greii din NATO. Cine și care, mă, greii? Păi, americanii, francezi. Câte chile are Erdogan? Nu Erdogan, mă, Rutte. Și pe domnul Iohannis... Cred că îl susține domnul Victor Orban. Și nu mai știm cine altcineva. Poate ăla din S-au înțeles până la urmă? Așa pare. Nu a zis încă clar, dar domnul Orban este supărat pe domnul Rutte, că domnul Rutte a zis că sunt probleme cu statul de drept în Ungaria, ce e adevărat, în timp ce domnul Iohannis n-a spus asta, că dânsul e prudent. Și cred că nici nu știe că sunt probleme cu statul de drept în Ungaria. Oricum, deci Mark Rutte a fost în Turcia, s-a întâlnit cu Recep Tayyip Erdogan să-i ceară sprijinul și pare că a reușit. Pentru că după ce a plecat domnul Rutte de acolo, Erdogan a zis, da, domnule, e de bază. Un băiat ca lumea, un băiat ca lumea. Și presa olandeză, acum citesc, a observat că Rutte i-a surprins pe turci și prin felul în care și-a organizat călătoria. Adică dânsul și-a plătit din
propriu buzunar. Ce pervers. Călătoria, a cumpărat bilete de avion la clasă economică pentru el și un consilier și și-a plătit singur și cazarea la hotelul din Istanbul. Pleacă, mă, și-a dat și pe el cu mâncare, cu maioneză, să pară uman, știi? Bă. Avea Genius 3 pe Booking. Da. A făcut o reducere. Cine era acum mulți ani președintele de la Banca Mondială de a avea ciorapii rupți pe la București? Nu ciorapii, era gaură în pantof. Gaură în pantof. Da. Da. Eu nu înțeleg. A fost și unul cu ciorapii rupți. A fost și unul cu ciorapii rupți. Era de la femei. Fondul Monetar Internațional. Ceva, da. Bă, ce școală au ăștia. Dar cum au aceea școală. Cu... Dar cum să... L-au descălțat la nu mai știu ce. Unde l-au descălțat, mă? L-au descălțat pe unul pe aici. Dacă nu-și aduce aminte, Adi, nu-și mai aduce aminte nimeni. A băgat de seamă ca și e obiceiul la noi. Da, erau cu găuri în... Marc Rute a considerat nepotrivit să folosească avionul guvernamental pentru propria sa candidatură, scrie ziarul olandez de Telegraf. Da, mă, dar domnul președinte e în calitate oficială acolo, e îngrijorat. Da. Ai spus mai devreme. Domnul Iohannis ne-a arătat cum se face aici, pe Dâmbovița. Într-o țară care altfel are PIB de 3 ori mai mic decât Olanda. Dacă România are vreo 300 și ceva de milioane de euro, olandezii au 1000 de... Ești răutăcios. Au... Miliarde, pardon. Au tablou cu Hakuna Matata? N-au. La revedere. Da. Domnul Iohannis de altfel călătorește mereu cu avioane private de lux, și mari și mici, de lux mai mare, lux mai mic, practic. Mai e și zgârcit că nu ia cu el pe miniștrii cabinetului când are desemnat câte ceva pe undeva. Acum când a fost în Coreea de Sud, Coreea de Sud ne-am dus să cumpărăm de acolo armament, că oamenii de Sud fac armament foarte bun, noi nu avem, suntem praf din punctul ăsta de vedere, de abia acum am început să cumpărăm ceva. Și dânsul s-a dus cu avionul la mic de săraci și pe miniștrii, ministrul apărării, ministrul energiei, domnul Raed Arafat, mai era, erau mai mulți miniștri, i-a trimis cu cursa de linie. În loc să ia și pe el pe canapeluță acolo lângă el, haide-mă că mai am mai multe locuri aici în avion. Eu cred că pe la Raed l-ar fi luat. Zici? Da, ieșeau discuții după aceea și se duceți eu mătus cu... De ce crezi? Nu știe nici el cum îi cheamă. Domnul Raed e mai interesant, mai are și povesti. Sunt foarte curios care o să fie rezultatul întâlnirii domnului Iohannis cu președintele Biden. În iulie este summitul NATO de la Washington. În principiu, până atunci trebuie să se rezolve problema. Uite, domnul Biden. Deci e mult până atunci, uită mâine. Da. La summitul ăsta, care e foarte serios, adică vine într-un context îngrozitor. Cea mai arzătoare problemă este, desigur, amenințarea atacului rusesc. Mă rog, asta e cea mai arzătoare problemă pentru toată lumea, mai puțin domnul Iohannis. Domnul Iohannis are preocupat de altceva, cum să-și aranjeze propriul viitor. După ce termină aceste două mandate prezidențiale înspăimântător de mediocre. Da, omul are pe de altă parte, la domnul Iohannis, mă refer, o răbdare de chinez, orice s-ar spune. Adică a ținut blocat postul de profesor de fizică la Sibiu 27 de ani, de când a devenit dânsul inspector școlar, numit politic, și s-a ales apoi primar, și până acum, când a înaintat dosar de pensionare din acest post. Deci s-a eliberat în sfârșit. Da. Nu cred asta. Ba da. Știrea este confirmată oficial de administrația prezidențială. Domnul președinte, pentru că împlinește 65 de ani, 42 de ani de activitate, a înaintat dosarul oficial de pensionare din postul de profesor de fizică de la Liceul Bruckenthal, pe care l-a ținut blocat, blocat. Sigur, legea i-a dat dreptul să țină blocat postul acesta, atâta timp cât a ocupat și ocupă și acum funcții politice, dar legea nu-l obligă. Adică e dreptul lui, desigur. Bă, dar nu era onest copiii aia de la Sibiu să aibă și eu un profesor titular acolo, nu mereu suplinitor, cine se nimerește. Există și actul simplu al demisiei. Deci domnul Iohannis putea, domnule, gata, domnule, sunt primar, am devenit președinte, mai țin blocat postul ăla, demisionez din acel post și le liberez în felul ăsta. Nu, l-a ținut blocat. Dar unul dintre motivele pentru care a ținut blocat acest post este și că, tot potrivit legii, în această perioadă a acumulat vechime. Vechime care se ia în calcul la pensie. Sigur că inițiatorii, imediat te las, da, inițiatorii legii s-au gândit, bun, ai o funcție, deții o funcție publică, un an, doi, hai să nu se întrerupă vechimea, știi, să poți te întorci după ce ți-ai făcut mandatul în sprijin, în slujba poporului. Dar 27 de ani, știi? Deci dânsul va fi, practic, și întâiul pensionar special al țării. O să beneficieze de o pensie calculată și pentru vechimea într-o muncă pe care, practic, n-a prestat-o. Va fi întâiul pensionar al Republicii Fantastice România. Ce voiai să spui? Adică vrei să-mi spui că la Cotroceni, când te duci, nu trece în cartea de muncă, că ești președinte? Ba da, are și de acolo, cred, indemnizație, ceva.
Oricum foștii președinți primesc o indemnizație. Aia știu, da. Da. Dar înseamnă că se calculează separat. Asta e foarte interesant. Separima, da. Asta, da. Păi și-a luat pe, doar pentru postul de profesor. Păi da, îl înțeleg că și eu țin la vechime. Da. Cine nu ține la vechime, mă? La vechimea, dar normal, astea, uite, sunt niște lucruri pe care te silește statul să le faci. Că dacă îl trecea corect pe cartea de muncă, șefule, unde e cartea președintele, de muncă? Președintele, după ce se pensionează, primește o indemnizație, primește spațiu, primește bani pentru a-și angaja un aparat, primește locuință. Ce pază? De serviciu și pază. Sunt, și aici mai am o curiozitate, dacă Palatul Împăratului de aici, de pe Aviatorilor, o să fie ocupat de dânsul. Că atunci când a fost întrebat administrația prezidenției, a spus nu s-a făcut solicitare. Păi nu s-a făcut solicitare, normal, că nu poți să faci solicitare acum, că dânsul e încă, cum ar veni, în pâine, la Cotroceni. Să mai duce pe acolo. Da, interesant, revenind la asta cu profesorul, în cartea dânsului Pas cu Pas, publicată în 2014, domnul asta Iohannis... A doua carte. Nu, e prima. E prima? Că după aia a fost Pas după Pas sau ceva. Nu, a fost primul pas și Pas nu, cu Pas. Pas cu Pas. Nu, mă rog, nu mai contează, iartă-mă. Așa. A scris ceva cu pași. Două, a ceva cu pas. Făcut pași. Da. Domnul Iohannis susține că a renunțat la postul de profesor de fizic atunci când a devenit inspector școlar. Ba chiar a și criticat acele cadre didactice care cumulează poziții și posturi. Și acum citez. Din cartea Pas cu Pas, în 2014. Mi-am dat seama, spune dânsul, că nu se potrivește în contextul dat. Că nu am timpul fizic necesar pentru a acoperi ambele funcții. Când aud de rectori sau senatori care au și 5 norme didactice, știu clar că așa ceva nu se poate. Am încheiat citatul. Deci domnul Iohannis este și mincinos, de fapt. Că acum se pensionează din exact acel post pe care spunea acum 10 ani, că nu-l mai deține. Nu? Adică atunci spunea că mi-am dat seama că nu am timpul, mi-am dat seama că nu am timpul fizic necesar să le fac pe amândouă. Și când aud de rectori, așa ceva nu se poate, rectori care au mai multe norme. Asta se înțelege, nu? Că a renunțat. Da. Nu, de fapt, dacă citim atent, dânsul nu spune că a demisionat din poziția respectivă, spune că nu mai avea timpul să le facă pe amândouă. Și a înghețat-o. Și, practic, a păstrat postul și vechimea, dar nu s-a mai dus. Deci, asta e. El a recunoscut că nu s-a mai dus. Nu... Dacă și eu, dacă zic că n-am mâncat-o și am pus-o la congelator, n-am mâncat-o. Da. Congelator? Nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.